Cadre ale Inspectoratului de Jandarm Județean Sălas s-au deplasat la Centrul Social Multifuncțional Cehu Silvaniei, unde au oferit copiilor cadouri, pachete cu dulciuri și fructe, din dorința de a păstra vie tradiția sărbătorilor de Crăciun. În prag de sărbătoare, marți 22 decembrie, cadre ale Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj s-au deplasat la Centrul Social Multifuncțional Cehu Silvaniei, unde au oferit copiilor cadouri, pachete cu dulciuri și fructe în dorința de a păstra vie tradiția sărbătorilor de Crăciun. Acest gest de suflet a fost urmarea frumoaselor colinde pe care jandarmii sălejeni le-au primit în dar de la acești minunați copii.